all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Lightning. Good ball, the tension's so exciting. Exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we go. In Azuma 11. Oh, tu erai. Ne-ați învins mai devreme, dar istoria nu se va repeta azi, îți garantez. Am calculat șansele voastre de câștig pentru azi. Zău? Și care sunt? Eu n-aș pune întrebarea asta. Înspăimântătorii fotbaliști roboți! Până la urmă, să înțeleg că nu aveți nicio figură nouă, nu? Cum aveți de gând să câștigați meciul? Așa este, nu am reușit să găsim nimic în ultimul moment. Dar un meci înseamnă în primul rând muncă de echipă. Dacă ne unim forțele, avem o șansă mare de câștig. Așa că să dăm tot ce putem! Da! Alinierea! Și iată că începe al doilea meci pentru Raymond din turneul Frontiera Fotbalului. Da! Astăzi Raymond joacă împotriva echipei liceului Spălare de Creier. Cu siguranță este cel mai ciudat nume pe care l-am auzit. Dar sunt buni? Unii spun că la fel de buni ca Academia Royal. Cum vor face băieții noștri față unei asemenea provocări? Presupun că va trebui să urmărim meciul și să vedem, nu-i așa? Se apropie fluierul pentru începutul partidei. Și am pornit! Dragonfly ia mingea de la Blaze și atacă terenul cu o înverșunare cruntă! Dar păza, se apropie atacantul Turner! N-ai nicio șansă! Ce s-a întâmplat acolo? Formație defensivă Gamma 3. Formație defensivă Gamma 3. Inițiază! Axel! Da! Vai! Este încercuit! Ce se petrece? Parcă i-ar fi citit gândurile! Axel! Aici! Gata, a prins-o! Dragonul zdrobitor! Cum au făcut asta? Conform planului, strategiile voastre de atac se potrivesc perfect cu datele noastre. Îmi prezice cu exactitate ce veți face. Ce anume? Ignoră-l, Kevin! De-abia am început! Treceți înapoi pe poziții! Haideți! Bine! Excelentă apărarea lui Feu! A salvat senzațional un gol în poarta echipei Spălare de Creier! Incorrect! Excelența echipei nu are nicio legătură cu Feld. Este vorba de jucătorii care execută cu perfecțiune comenzile. În asta constă adevăratul lor geniu. Fotbaliști roboți, ha? Urmați ofensivă Beta 2. Voi trei executați. N-ai să vezi. Foarte bine, Nathan! A ajuns în ultima clipă. Da. Este fantastic. Nu știam că Nathan e atât de rapid. Sam! Wow, ce viteză! Nici n-am văzut când i-a furat balonul! Jucătorul a
anticipează mișcările celor de la Raymond și le evită pe toate. E în regulă, vă descurc eu, băieți. Voi duceți-vă și opriți-l pe 11, bine? Bine. Ce fel de pasă a fost asta? Și cine e? Nu e bine. Atenție, vine pe partea dreaptă ca o rachetă și nu e nimeni lângă el. Evans reușește la limită. Apărare fantastică. Dar acum... Wow, deja sunt în apărare defensivă. Vă, nu vi se pare că mișcările lor sunt cam ciudate? Aha, parcă ar juca împotriva unor roboți, nu-i așa? Ei, nu chiar, dar... A? Haide, bate-te la mine! Nathan, ia-o și fugi! Mai sunt 15 minute din prima repriză și încă nu putem ști cine va câștiga! O, da, așa, ce pasă frumoasă! Începem! Mișcarea modelul Alpha 7. Care sunt șansele să folosească tornada de foc? Rocketa 99,83% pericol, pericol, limită depășită. Tornada de foc! Șut la buzunar! Mă, nu! Șutul a fost parat! Nu-i nimic! Excel, mai încercăm o dată! Dragonul! Tornada! Șut la buzunar! Iarăși, dar ce? Haide, Axel! Da! Saltul! Din azumă! Ia! Hai! Schimbați apărarea! Schimbați apărarea! Nivelul de pericol se apropie de roșu. Racheta Kamushi! Și oprește încă un gol! Incredibilă prestația portarului Felt! Ce se petrece? N-a fost nevoie să folosesc racheta Kamushi la simulare. S-a stricat ceva la senzorii computerului? Formație de atac! Formație de atac! Delta 5! Uitați-i că vin! Flancați-i pe tot! A trecut de Carson și se îndreaptă spre poarta! Intrați în apărare! Încă o lovitură din punctul mort! Oh, nu! Da. Puțin! N-a fost o lovitură? A fost o pasă către Turner care se apropie din cealaltă direcție! Pumnul mingii de foc! Și apără Evans! Oh, nu! Dar e pe partea greșită și plăjează în direcția greșită! Iată și epacul advers! A trecut! Oh, ce dezastru pentru Raymond! Gol! Dezastru! Catastrofă! Spălare de creier conduce echipa Raymond cu un punct! Evans a apărat senzațional, dar nu avea cum să oprească și a doua lovitură! Acum trebuie doar să menținem scorul. Pasă înapoi? Nu-mi spune, doar nu vor să... Se pare că nu am nici cea mai mică șansă. Jucătorii din echipa adversă își pasează balonul de la unul la altul. Se pare că intenționează să păstreze posesia până la sfârșitul reprizei. Nu-i cinstit! Nu așa se joacă fotbalul! Nu e fair play! Deci asta e. Nu interesează scorul. Vor doar să câștige. Fluierul arbitrului! Spălare de creier păstrează avantajul de un punct la finalul primei reprize! Nu pot să cred! Nu este cinstit! Dificilă situație. Ne-a oprit toate loviturile. Nu mai avem nicio altă armă. O să fie bine. A? Țineți minte când au stat în centrul de antrenament Fulgerul? Sunt mult mai puternici decât înainte. Doar că nu au reușit să găsească nimic acolo, așa că de fapt nu s-a schimbat nimic, Nelly. Zău? Nu știam. Să fi fost oare doar o pierdere de timp? Hei, Feld!
De ce n-ai încercat să mai înscrii un gol? Nu așa se joacă fotbalul, să știi. Am făcut ce mi-a spus antrenorul. Ce vrei să spui cu asta? Victoria la un punct sau la 10, tot victorie este. Am minimalizat riscurile și am preferat să ținem mingea. Nu poți să faci ce-ți spune computerul, așa ca un robot, să știi. Ți-am spus deja că știm tot ce se poate ști despre echipa voastră. Nu veți reuși niciodată să înscrieți împotriva noastră. Ați pierdut deja meciul. Nimic nu e sigur până la final. Victoria va fi a celor care au mai multă încredere în ei. Asta e adevărul. Nu se va întâmpla nimic ce n-a apărut deja la simularea Evans. Date. Cum să vă mai bucurați de meci dacă jucați așa? Să ne bucurăm? Păi desigur! Fotbalul înseamnă în primul rând distracție. Alergi și lovești mingea împreună cu prietenii. Despre asta e vorba. Distracție? Ideile tale sunt de neînțeles pentru mine. Mă rog, așa sunt ideile voastre. Dar așteptați, vedeți voi ce urmează. O să vă arătăm noi cum se joacă fotbalul. Repriza a doua începe cu toți jucătorii adversi în apărare. Formează un zid impenetrabil de care Raymond nu poate să treacă. Rușine! Genul ăsta de joc îmi provoacă dezgust. Zdrobește-le inimile și mințile. Aceasta este rețeta victoriei, zdrobiții. Să-i zdrobim? Adică să-i distrugem fizic? Tu ești antrenorul. Las detaliile pe seama ta. Fă ce vrei cu ei. Zdrobiți-i pe toți. Alegeți-vă jucătorii. Loviți-i ca să nu poată juca. Domnule antrenor, nu pot fi de acord. Jocul dur este inacceptabil, domnule. Solicit o revizuire a planului. Ce ai spus? Nu ai autoritatea de a solicita nimic. Trebuie să aducem probabilitatea victoriei la cel mai înalt grad. Și pentru asta trebuie să-i zdrobim complet. Dar, domnule, acest mod de atac nu este fotbal. Nu așa se joacă. Nu pot să execut comanda. Nu vreau. Unde vrei să stau? În atac, lângă ceilalți? Nu se poate! N-are niciun rost să mai stau aici dacă nu atacă! Ce face? Marcă mai cu lipsă! Wow! Evans a părăsit poarta! Atacă! Cum adică? Vin acum! Șutează! Dar nu am informații despre el! Nu știu lovitura! Nu înțeleg de ce ai lansat un atac! Pentru că vreau să-mi scriu de aia! Ce crezi? Așa se joacă! Mar! Treci înapoi! E frică! N-am mai făcut de mult asta! M-am distrat! Chiar este de neînțeles! Pentru că vreau să-mi scriu de aia! Ce crezi? Așa se joacă! N-am mai făcut de mult asta! M-am distrat! Formație de atac! Sigma 1 acum! Stai! Ți-am dat un ordin direct! În sfârșit, spălare de creier! Se pune mișcare! Au balonul și înaintează în atac! Onside interceptează! Frumoasă mișcare! Haide, Max! Ar soldare mingea! Ai fost grozav, ce? Este atacat! Dar Carl merge mai departe! Super! Nu știam că Max este un băiețel atât de agil! Aici! Și recuperează balonul! Bazea că vin! Șutul patriotului! Am prins-o! Senzațional! Dar sigur nu va fi ultimul atac la partea Raymond! Oh, nu! Adversarii execută acum un corner în favoarea lor! Distrugeți-i! Distrugeți-i! Se pare să se fi creat confuzie în echipa spălare de creier! Oh, nu! Iată-l din nou pe Evans! Și-a făcut un obicei din a lăsa poarta nepăzită! Axel! Hai cu mine! Cum? Ce-i de gând, Mark? Și vine! Șutul patriotului! Nu te teme, lua mingea! Ce? Haide, ai încredere în mine!
Șutează! Ce? Lovitura asta depășește scala pericolului, este... imposibilă! Nu! Este gol pentru Raymond! Noua combinație dintre Evans și Blaze a echilibrat scorul! Da! Am reușit! Poate cifrele din lume n-o să mai poată schimba scorul acum! Frumos! Dar știu că i-ai luat serios prin surprindere! Nu numai pe ei! Nu știu de ce, dar mă simt mai ușor și mai rapid! Am reușit! Am înscris! Am egalat! Ne pare că au găsit o figură nouă până la urmă! Da, așa este! Se pare că antrenamentul special n-a fost chiar o pierdere de vreme până la urmă! Așa e! Priviți cât de sus are acum Timmy! Și ce repede se mișcă băieți! Am progresat mult în centrul de antrenament Fulgerul! Asta-i sigur! Suntem mult mai puternici! Și așa am reușit să creăm lovitura! Haide! Dragon! Tornada! Șut la buzunar! Gol! Dragonul Tornada a reușit! Raven a reușit! A schimbat scorul! Am reușit! Nu vine să cred că au înscris din nou! Sunt extrem de dezamăgit! Aranjamentul nostru este din acest moment anulat! Yes! Nu pleca! Nu pleca! Ce legătura cu antrenorul a fost întreruptă? Oh. S-a terminat. Dragonul Zdrobitor! Asta e! Înscrie din nou! N-am mai făcut de mult asta! Victoria va fi a celor care au mai multă încredere în ei! Ăsta e adevărul! Nu pot să pierd! Nu voi pierde în fața lor! Capitane! Vreți să pierdeți? Atunci luptați! Luptați până la capăt! Luptați cu toate forțele! Dați tot ce puteți! Da, capitane! În sfârșit devine interesant! Stilul de joc al adversarilor s-a schimbat dintr-o dată! Au lăsat deoparte precauția și joacă de parcă scosetat! Hai, Axel! Termină tu! Tornada de foc! Jesse! Neil! Axel! Nu știu ce se întâmplă acum, dar Raymond este aproape de victorie! Capitane! Vor reuși să egaleze din nou scorul și să ducă jocul în prelungiri? Și iată-l pe portarul advers! Se lansează în atac! Trece de tot jucătorii Raymond! Nu-l poate opri nimeni? Haide! Ești terminat, Evans! Mâna de zeu! Evans! Și s-a terminat! Înseamnă că Raymond ajunge în semifinale! Au reușit! Da! Da! Fantastic! Bravo! 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 Bravo!
Capitane? Am pierdut meciul. Da, dar ne-am distrat. La urma urmei este un joc. Un joc în care și portarul poate trage la poartă. Hei, Feld! Da. Hai să mai jucăm și altă dată, hm? Ce zici? Da, sigur, sună bine. E curând. Au reușit! A reușit! Cine Ghiob? Și eu care-i credeam inteligenți. Da, cu siguranță voi face ceva. Ce ți închipui că faci? Cine ești tu? Ești un gunoi. Cei care murdăresc jocul cum o faci tu sunt sub orice limită. Și într-o zi, curând, vei primi cartonașul roșu pe care îl meriți. Ce? Ce-a spus doctorul? Îmi pare rău. O să stau pe tușe în semifinală și poate chiar ceva mai mult. Nu se poate! Îmi pare rău. Tare, sosește semifinala! Cum? Ăștia sunt viitorii noștri adversari? Nu se poate! Dar stai, sunt chiar foarte bun! Nu ne așteptam la asta! Suntem la Nanghe, dar este cineva cu noi care să ne salveze. În următorul episod, ascensiunea lui Willy. Meciul a scăpat de sub control? My little heart can't take no more. You must know because it's sore. You made me feel so sad because I need you back.